Aș vrea să înțelegem cu toții că Biblia ne cheamă la discernământ și să înțelegem și să judecăm lucrurile și că niciunul dintre noi nu suntem infailibili. Câteodată zicem lucruri bune în anumite privințe, alteori greșim foarte grav în alte privințe. Înaintea noastră avem un clip în care președintele cultului pentecostal, Moise Ardoreanu, promovează ideea că mântuirea se poate pierde. Și vă invit la o analiză a clipului acestuia, care are 2 minute și ceva. Îl puteți găsi pe YouTube. Și să punem în fața Scripturii argumentele, ideile pe care el le spune. Începem cu ceea ce zice interlocutorul lui. Trebuie să uzăm de harul care ni se pune la dispoziție. Deci, trebuie să înțelegem la bun început definițiile cu care lucrăm. De exemplu, vorbind despre har, prezentatorul, realizatorul emisiunii spune că trebuie să uzăm de har. Însă felul în care Scriptura vorbește despre har este cu totul diferit. Biblia nu spune că noi uzăm de har, ca și cum harul ar fi un lucru fizic care ne este pus la dispoziție și noi îl luăm și îl mutăm de aici încolo, sau ca și cum ar fi un tub cu o anumită substanță spirituală pe care îl apăsăm și scoatem din el substanța, ne ungem pe piele sau facem ceva de genul ăsta cu el. Harul nu este o substanță de care să uzăm, de care să ne folosim. Dimpotrivă, harul este fie favorul pe care Dumnezeu ne-l face nouă, fie este felul puternic, supranatural, invizibil, lăuntric, secret al Duhului Sfânt de a lucra în noi. Asta este harul lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire sau harul lui Dumnezeu care ne învață. Harul lui Dumnezeu este ceva care lucrează în noi, felul în care Dumnezeu lucrează în ființele noastre. Harul uzează de noi, Dumnezeu uzează prin harul lui de noi, Dumnezeu lucrează în noi, prin harul lui. Nu noi uzăm de har, nu noi suntem la cârmă. Observați, este o teologie antropocentrică, centrată în om. Omul este la cârmă, omul face ce vrea el cu harul. Dumnezeu nu m-a pus la dispoziție. Și este de cealaltă parte teologia biblică în care Dumnezeu este acela care lucrează prin har, Dumnezeu este acela care lucrează asupra omului. Da? Este o formulare nefericită, greșită, să spui că tu uzezi de har. Nu. Dumnezeu se folosește prin harul lui de ființele noastre și lucrează în noi și prin noi. Dar trebuie să fim și atenți cu acest har. Trebuie să fim atenți cu acest har. Bineînțeles, niciun lucru din ceea ce primim de la Dumnezeu, din binecuvântările Lui, nu trebuie luat ca de apucat. Într-o oarecare măsură trebuie să avem grijă cu orice. Însă întrebarea este, dacă nu avem grijă, ce se întâmplă? Nu mai lucrează Dumnezeu în noi? Sau Dumnezeu corectează și această neveghere noastră, această lipsă de grijă a noastră? Ceea ce El spune este că tu ești la cârma proprii tale vieți, Dumnezeu doar îți întinde harul în față, tu trebuie să uzezi de el, dar și să ai grijă cu el. Harul are grijă de noi. Dumnezeu ne ține harul lui, Dumnezeu ne ține în grațiile lui, prin harul lui. El are grijă de noi. Trebuie să fim extrem de atenți, pentru că în ce privește păstrarea mântuirii, adică timpul acesta între mântuire și răpire, există două păreri majore în protestantism. Există unii care afirmă și susțin că odată ce ai fost mântuit, nu mai poți pierde mântuirea. Deci despre asta este. Despre pierderea mântuirii. Odată ce ai fost mântuit, nu mai poți pierde mântuirea. Într-adevăr, formularea este greșită chiar din mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru că Scriptura vorbește despre mântuire în 3 moduri. Mântuire la timpul trecut, la timpul prezent și la timpul viitor. Biblia spune, am fost mântuiți prin har. În același timp, Biblia spune să ne ducem mântuirea până la capăt. Iar Petru de mai multe ori spune că vom primi ca sfârșit al alergării noastre mântuirea sufletelor noastre. Da, mântuirea are acești 3 timp, după cum spune, însă expresia pierderea mântuirii este o expresie nebiblică. Nicăieri în Sfânta Scriptură, vă provoc să căutați lucrul acesta, nu găsiți expresia pierderea mântuirii. În Scriptură găsiți însă căderea de la credință sau lepădarea credinței sau pierderea credinței.
Motivul pentru care fac acest contrast este pentru că una este să spui că lucrarea lui Dumnezeu, adică mântuirea, se poate pierde, și altceva este să spui că credința ta se poate pierde. Două lucruri diferite. Și întrebarea mea este din nou, de ce să spunem despre o lucrare pe care Dumnezeu o face că se poate pierde și numai degrabă să ne uităm că problema este la noi, credința noastră se poate pierde, nu mântuirea lui Dumnezeu. Sunt arminieni care recunosc deja lucrul acesta. Este greșit să vorbim despre o pierdere a mântuirii. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, ea nu se poate pierde. Mântuirea nu este un lucru, nu este un pix pe care l-ai în buzunar și îl pierzi din greșeală sau din neatenție. Mântuirea este o lucrare pe care Dumnezeu o face în ființele noastre, o începe și o duce la bun sfârșit. Însă credința se poate pierde. Și asta este modul corect în care trebuie să vorbim despre lucrurile acestea. De ce se poate pierde credința? Pentru că există o credință mentală, o credință doar sentimentală, o credință incompletă, care îl vede pe Hristos, de exemplu, doar ca învățător, doar ca vindecător, așa și cum vedem că s-a întâmplat, de fapt, în vremea Domnului Iisus Hristos și cum se întâmplă și astăzi. Mulți oameni au tot felul de tipuri de credință. Credințele acelea se pot pierde, dar lucrarea mântuirii lui Dumnezeu făcută în noi nu se poate pierde. Haideți să ascultăm argumentele pe care le aduce în sprijinul ideii că mântuirea se poate pierde. Ori eu nu cred asta. Pentru că dacă ar fi așa, Pavel n-ar fi spus duceți mântuirea până la capăt cu frică și cu cutremur. Când auziți această propoziție, duceți mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur, imediat în minte trebuie să vă vină două lucruri. Unul, că este un imperativ, și în al doilea rând că arată responsabilitatea noastră. Asta arată un imperativ. Duceți mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Fă lucrul acesta. Este responsabilitatea ta să faci lucrul acela. În momentul respectiv, el nu-ți spune nimic despre rezultatul. Adică dacă tu vei duce mântuirea până la capăt sau nu. Fratele Moise Ardelean inserează în text ideea că cineva nu va duce mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Dar Pavel tocmai asta spune, duceți mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. El nu spune după aceea în paranteză, a, dar eu știu oricum că unii dintre voi care sunteți cu adevărat născuți din nou, nu veți duce mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. El nu spune lucrul acesta. El pur și simplu spune, responsabilitatea voastră este să duceți mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. El nu spune că unii sunt care duc mântuirea până la capăt, dar unii nu duc mântuirea până la capăt. El nu spune lucrul acesta. Nu este o profeție a ceea ce se va întâmpla în urma imperativului dat de el. El spune doar ceea ce trebuie să facem, care este responsabilitatea noastră. De unde s-a scos din pasajul acesta că unii nu duc mântuirea până la capăt? Este pasajul acesta un pasaj profetic? Nici vorbe de așa ceva. Este simplu un pasaj care transmite responsabilitatea noastră de a duce mântuirea până la capăt. Lucru mai interesant este că fratele, ca mulți alții care recunosc lucrul acesta, nu citează și versetul următor, care motivează responsabilitatea noastră. Da? Pavel spune, duceți mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur, căci Dumnezeu este acela. Deci mă motivează să-mi duc responsabilitatea pentru că Dumnezeu face ceva. Dumnezeu este acela care lucrează în voi. Dumnezeu nu lucrează cu noi, nu lucrează pe lângă noi, nu lucrează deasupra noastră. Dumnezeu lucrează în interiorul nostru și ne dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Așa că pasajul este un argument împotriva pierderii mântuirii. De ce? Pentru că Dumnezeu, dacă nu am voința, mi-o dă. Dacă am voința și nu am înfăptuirea, îmi dă și voința și înfăptuirea. Asta spune pasajul. Să-mi duc mântuirea până la capăt, fiindcă Dumnezeu lucrează în mine și îmi dă tot ce este necesar ca eu să duc mântuirea până la capăt. Este un argument extrem de puternic împotriva ideii că mântuirea se poate pierde. Cum poți folosești un asemenea pasaj spunând exact opusul a ceea ce spune? Pasajul spune că Dumnezeu lucrează în noi și ne dă și voința și înfăptuirea ca să ne ducem mântuirea până la capăt, iar fratele spune că din pasajul acesta înțelegem că mântuirea se poate pierde. Problema mea cu asemenea interpretări este următoarea. Oare sistemul acesta hermeneutic prin care interpretează asemenea pasaje îl folosește și în privința altor pasaje? Înseamnă că se poate pierde totuși mântuirea. Citesc din Evrei, capitolul 10, versetele 26 și 27. Căci dacă păcătuim cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Textul vorbește foarte clar, cartea Evrei, capitolul 10, vorbește foarte clar unor evrei care au intrat în contact cu Evanghelia, pentru că textul citat spune că dacă păcătuim cu voia, după ce am ajuns la cunoștința adevărului, dar au intrat în contact cu adevărul lui Dumnezeu, cu Evanghelia,
au înțeles că trebuie să renunțe la sistemul sacrificial ceremonial al vechiului legământ și să accepte pe Domnul Iisus Hristos, care este mielul fără pată al noului legământ, singura jertfă care șterge păcatul. Și după ce au intrat în contact cu Evanghelia, ei puteau să păcătuiască cu voia, adică în mod voluntar, decisiv, pentru totdeauna să respingă Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Normal că pentru ăștia, spune Apostolul în continuare, nu mai există nicio jertfă pentru păcate. De ce? Pentru că nu este altă jertfă afară de Domnul Iisus. Dacă ai respins Evanghelia, care proclamă mântuirea în singura jertfă a Domnului Iisus Hristos, normal că nu mai există altă jertfă decât rămâne judecata. Dar nu vorbește despre credincioși. Vorbește despre oameni care au ajuns la cunoștința adevărului. Nu spune că au fost născuți din nou, că au fost iluminați, că au fost răscumpărați, că au fost eliberați de păcat, că au fost iertați, că au fost justificați, că au fost sfințiți. Nimic de felul acesta. Spune că au ajuns la cunoștința adevărului. Doar oamenii aceștia păcătuiesc cu voia. Adică resping voluntar Evanghelia. Despre asta vorbește pasajul. Nu vorbește despre orice păcat cu voia, ci despre o respingere continuă a Evangheliei. Eu cred că dacă omul este sincer și stă în brațul Domnului, în mâna Domnului... Uitați care este accentul. Accentul este dacă tu ești sincer, dacă tu stai în brațul Domnului. În timp ce Scriptura spune că Dumnezeu ne ține în brațul Lui, noi suntem păziți prin credință de puterea Lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Dumnezeu ne păzește, Dumnezeu te ține. Eu mă țin în brațul Domnului. De unde e teologia asta? De unde sunt condițiile astea două? Dacă suntem sinceri și dacă ne ținem în brațul Domnului. Auzi, dacă suntem sinceri și dacă ne ținem în brațul Domnului, El păstrează mântuirea? Eu păstrez mântuirea. Deci mântuirea nu este păstrată de Dumnezeu. Biblia spune foarte clar, cel care a început această bună lucrare în voi o va duce la bun sfârșit. Noi suntem păziți de puterea lui Dumnezeu. Domnul Iisus spune că nu va pierde pe niciunul din aceia care au fost dați de Tatăl. El ne păstrează. Cum să spui că tu păstrezi mântuirea? Cum să spui că tu păstrezi mântuirea? 1. Scriptura spune că Dumnezeu păstrează mântuirea. 2. Păstrarea mântuirii nicăieri nu este legată de a fi sincer și a te ține în brațul Domnului. De ce nu sunt și alte lucruri luate din Biblie? În Biblie ne sunt date zeci și zeci de porunci. De ce doar astea două? Așa de simplu de păstra mântuirea. Atunci nimeni nu va pierde. Și va fi întotdeauna biruitor în numele Domnului Iisus Hristos. Problema mea principală cu clipul ăsta și cu teologia promovată în el este următoarea. Fratele spune, da, într-adevăr, primirea mântuirii este prin credință, prin har. Dar păstrarea mântuirii ține de tine. Ține dacă de faptul că tu ești sincer, că tu te ții în brațul Domnului, că tu ești atent și așa mai departe. Mie îmi dă o senzație foarte puternică că asta este altă evanghelie. Cu totul altă evanghelie. Exact ce spune Pavel în Galateni, ați început prin Duhul și sfârșiți prin fire. Ați început prin credință și sfârșiți prin fapte. Dumnezeu ne-a dat startul, restul ține de noi. Este, chiar și din punct de vedere logic, este greșit, numai biblic. Adică Dumnezeu a făcut prima parte, a făcut ceva la început, fiindcă noi am dat voie, bineînțeles, și apoi, cea mai mare parte de timp, toată viața noastră, în mijlocul ispitelor, încercărilor, circumstanțelor nefavorabile, în mijlocul atacurilor celor rău, suntem lăsați singuri. Noi păstrăm mântuirea. Totul depinde de noi. Oare a făcut Dumnezeu lucrul acesta cu noi? Asta ne arată Sfânta Scriptură? Sau ne arată că despărțiți de El nu putem face nimic? Sau ne arată că El lucrează în noi și în voința și în făptuirea? Cred că asta ne arată Biblia. Dar dacă o ia pe cont propriu și nu veghează, și ajunge să păcătuiască cu voia, poate să piardă mântuirea. Cine nu păcătuiește cu voia? Deci unul, observăm la propoziția asta, la ideea asta, că este o interpretare greșită la Evrei, capitolul 10, dar dacă am luat interpretarea expresiei păcătuit cu voia, orice păcat făcut voluntar, vreau să-l întreb pe fratele. El n-a păcătuit niciodată cu voia. Voluntar. N-a spus niciodată un lucru greșit. Voluntar. Nu s-a mâniat niciodată voluntar. N-am făcut nimic, absolut nimic greșit, voluntar, conștient. Suntem nebuni, suntem schizofreni și facem lucrurile fără să vrem. Cine nu păcătuiește voluntar? Textul acela nu vorbește despre asta. Este modul tipic de învinovățire a bisericilor și a oamenilor că au păcătuit cu voia și că e posibil să-și piardă mântuirea când de fapt textul vorbește despre altceva. Și acesta este lucru care mă doare cel mai mult, că sunt atâția oameni care aud în continuu această teologie. Că dacă au făcut un oarecare păcat cu voia, nu mai este nicio jertfă pentru păcate. Dacă lucrurile stau așa, nu este nicio jertfă pentru păcate pentru nimeni din lumea asta. Pentru niciun credincios nu mai există nicio jertfă pentru păcate, pentru că toți au păcătuit cel puțin o singură dată cu voia. Pasajul nu vorbește despre orice păcat voluntar.
Așa cum arată Evrei capitolul 10 suficient de clar. Suficient de clar. Câți oameni suferă auzind o asemenea teologie? Extraordinar de mult. Extraordinar de mult. Da. Una e accidentul și alta e păcatul. Complacerea. Da. E o diferență între una și alta. Hai să luăm un exemplu. Una e diferență, este o diferență, spune, între complacere și un păcat făcut accidental. Total de acord cu lucrul ăsta. Cred că gravitatea unui păcat de complacere, unui păcat voluntar, este diferită de gravitatea unui păcat accidental. Dar ambele sunt păcate. Hai să luăm o situație. În 1 Corinteni, Pavel mustră foarte dur pe curvarul din Corint, pe omul care trăia în incest cu soția tatălui său. Întrebarea mea este, ăsta trăia în incest voluntar sau involuntar? Se complăcea în păcatul ăsta sau nu? Toată biserica se complăcea în starea asta pentru că îi permitea acestui om. Și nu l-au mustrat și l-au lăsat, ba chiar l-au lăudat. Toți oamenii ăștia și-au pierdut mântuirea pentru că au păcătuit cu voia? Sau și-au pierdut numai ăsta mântuirea pentru că a păcătuit cu voia și trăia în incest? Nici vorbă. Ce spune Pavel? Pavel spune, îl mustră împreună cu biserica, îl dă pe mâna satanei pentru nimicirea cărnii, probabil o boală foarte gravă și grea, pentru ca Duhul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. Pavel are siguranța mântuirii pentru acel om care trăia într-o asemenea păcat grosolan și grav, dar crede că Dumnezeu îl va disciplina ca să scoată din păcatul acela. Dumnezeu este gata să omoare un om, să-i distrugă trupul, dacă să-i câștige sufletul. Da? A păcătuit voluntar. Dar când un credincios păcătuiește voluntar, Dumnezeu îl disciplinează. Dumnezeu nu îl lasă în starea aceea. Teologia biblică sănătoasă, doctrina biblică sănătoasă, nu spune că odată ce păcătui voluntar, ești pierdut pentru totdeauna. O asemenea teologie, într-adevăr, duce la păcat. Dacă, domnule, tot am păcătuit cu voia, oricum nu mai am nicio șansă măcar să trăiesc pe pământ cum e de trăit. Sau cum? Ce spune un asemenea om? Mă, poate mi-am pierdut mântuirea, poate Dumnezeu mai dă nicio șansă, chiar dacă Biblia spune că nu mai dă nicio șansă. Teologia asta duce la o grămadă de confuzii pentru simplu fapt că este o interpretare extrem de eronată a pasajului. Tot secretul este să lăsăm pe Hristos să-și trăiască viața Absolut. Lui în noi, și Galateni noi 2:20, să ne prin facem Duhul partea, Sfânt. Noi să ne facem partea și să ne străduim și să ne rugăm și să postim și să studiem Scriptura și să nu părăsim biserica, să facem tot ce știm, să ne păzim de tot ce ni se pare că este păcat. Și nu se poate să nu biruim și nu se poate să pierdem mântuirea. Deci spune, noi să ne facem partea. Întrebarea mea este, care e partea noastră, care e partea lui Dumnezeu? Dacă Biblia spune că Dumnezeu lucrează în noi și ne dă și voința și înfăptuirea. Voința este a mea. Înfăptuirea este a mea, că nu face Dumnezeu lucrurile astea în locul meu. Dar El mi le dă. Deci nu există partea mea și partea lui Dumnezeu, una lângă alta. Ci este partea mea care este lucrată prin puterea lui Dumnezeu în mine. Partea mea este și partea lui Dumnezeu. Dumnezeu lucrează în mine tot ceea ce îmi cere. Depind în totalitate, în toate lucrurile de Dumnezeu. Despărțit de El nu pot să fac absolut nimic. Nu există partea mea și partea Lui. Există partea mea care este lucrată de Dumnezeu în mine. Dacă suntem... stăm lângă Domnul. Da. Și acum urmează să detalieze cealaltă parte, adică poziția pe care eu o susțin, cealaltă parte care promovează că odată ce ești mântuit, lucrul acesta e făcut în chip desăvârșit de Domnul Iisus Hristos, pentru că El ne-a ales spre lucrul acesta. Să vedem ce spune despre partea asta. Dacă stăm lângă Domnul. Da. Să mergem cealaltă spre... învățătură, da. O consider chiar periculoasă. Deci este periculoasă următoarea învățătură. Care? Spun, odată ce ai fost mântuit, nu se poate să pierzi mântuirea. Și aproape că este o încurajare la păcat, sau poate fi o încurajare la... Îmi place că recunoaște că poate să fie o încurajare la păcat sau este aproape o încurajare la păcat. Ce este o încurajare la păcat? Dacă crezi că mântuirea nu se pierde? De ce? Explic în continuare. Păcat. Pentru că oamenii spun cam așa, dacă am fost predestinat pentru mântuire... Ia zis, dacă am fost predestinat pentru mântuire, pot să trăiesc în păcat. Nu este aproape o încurajare la păcat. De ce? Efeseni capitolul 1 spune cu totul altceva. Când El am fost aleși înainte de întemerea lumii, am fost aleși ca să fim sfinți și fără prihană. Predestinarea nu mă face pe mine să cred că pot trăi oricum vreau. Predestinarea mă face pe mine să înțeleg că dacă sunt alesul lui Dumnezeu, dacă sunt mântuit, eu trebuie să trăiesc în sfințenie. Este exact opusul la ce spune El. Pavel spune în Efeseni 1 că predestinarea este spre sfințire, fratele spune că predestinarea duce la trăire în păcat. Este o contradicție frontală, directă a ceea ce spune Sfânta Scriptură despre alegere, despre predestinare.
orice fac, tot acolo ajung. Cum adică orice fac, tot acolo ajung? Deci, hai să ascultăm din nou. Orice fac, tot acolo ajung. Oamenii spun cam așa, dacă am fost predestinat pentru mântuire, orice fac, tot acolo. Greșit. Dacă am fost predestinat pentru mântuire, nu pot să fac orice. Nu orice fac, nu mai pot să fac orice. Pavel spune în Galateni, Duhul se luptă împotriva firii, firii împotriva Duhului, așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu mai pot să fac ce vreau eu. Dacă Hristos îmi înlocuiește mine, nu mai pot să fac ce vreau eu. Dacă am fost ales la sfințire și la mântuire, nu mai pot să fac ce vreau eu. Cum adică să spui, pot să fac orice, orice fac tot acolo. Nu, dacă faci orice, nu tot acolo ajungi. Dacă trăiești în păcat și ești credincios, Dumnezeu te poate omorâ. Dumnezeu poate da trupul tău pe mâna satanei. Nu tot acolo ajungi. Deci Scriptura spune cu totul altceva. Ajung. Iar dacă n-am fost predestinat pentru mântuire, orice aș face, tot nu pot să. Ia auziți, dacă n-am fost predestinat pentru mântuire, orice aș face, tot aia e. Să uzăm de De unde-i lua lucrul ăsta? De unde-i lua lucrul ăsta? În primul rând, de unde știi că n-ai fost predestinat? Mântuirea poate să apară la 18 ani, la 30 de ani, la 80 de ani sau la 5 minute înainte de moarte. De unde poți să știi tu, cu un minut înainte de moarte, că n-ai fost ales la mântuire, că poți să fii mântuit chiar atunci? Cum poți să tragi concluzia asta, să spui, dacă n-am fost ales? Este o eroare. Nimeni n-are de unde să știe dacă a fost sau nu ales, până în momentul în care se întoarce la Dumnezeu, se pocăiește, crede în Domnul Iisus Hristos. Până în momentul în care este mântuit. Până atunci nu poți să spui, nu sunt ales. Până atunci privești la promisiunile lui Hristos, chemarea la mântuire și la promisiune care ți se fac. Pe cel ce vine la mine, da, te duci la Domnul Iisus, crezi în Domnul Iisus, nu-l voi izgoni afară. Asta este chemarea și promisiunea care este dată. Nu ți se dă ție cartea vieții în care se scrie numele tuturor celor aleși, ca să poți să spui, a, eu nu sunt ales, deci pot să fac orice. Sau orice aș face, n-am nicio șansă. Nici vorbe de așa ceva. Tu nu poți să spui că nu ești ales până în clipa morții tale, dacă ai murit în necredință, atunci poți să spune cineva despre tine că nu ești ales, dar până atunci nu poți să spui lucrul acela. Până atunci trebuie să privești la responsabilitatea ta de a te pocăi și a crede în Domnul Iisus Hristos. Și spune că dacă n-ai fost ales, orice ai face, tot acolo ajungi. Nici vorbe de așa ceva. Nici vorbe de așa ceva. Dacă tu vrei să vii la Domnul Iisus Hristos, dacă tu crezi în Domnul Iisus Hristos, este un semn că ai fost ales. Faptul că vrei este un semn al alegerii. Faptul că îți dorești este un semn al alegerii. Faptul că crezi că te pocăiești este un semn al alegerii. Nu tot acolo ajungi. Nu se poate să nu fii ales de Dumnezeu și să vrei să vii la Hristos. Niciun om mort în greșelile și în păcatele lui nu vrea să vină la Hristos. Toți oamenii îl urăsc pe Dumnezeu și nu-l caută pe Dumnezeu din toată inima, dintr-o inimă curată, cu sinceritate, din motivații corecte. Iar dacă există cineva care îl caută pe Dumnezeu în modul în care Dumnezeu vrea, ăla este alesul lui Dumnezeu. Vă invit să analizați toate afirmațiile astea din nou în lumina Sfintei Scripturi și să trageți voi concluzia dacă asta este ceea ce învață Scriptura. Din punctul meu de vedere, se ating niște probleme foarte importante. Foarte importante, cum ar fi siguranța mântuirii noastre, cum ar fi păstrarea mântuirii noastre și la urma urmei este vorba de esența Evangheliei aici. De la început și până la final, este mântuirea noastră lucrată de Dumnezeu sau Dumnezeu începe și noi o continuăm prin faptele noastre?